Apocalipsa, capitolul 13. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice noroc, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina și toți acei al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă. Cine duce pe alții în robie va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dinainte ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâia cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare din foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se duse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciune. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul este 666. Biții mei, frați și surori, când vorbește Biblia despre cele două fiare din vremea din urmă, vorbim despre doi anticriști. Anticrist înseamnă în limba greacă are două conotații. Anti înseamnă împotriva lui Hristos, dar mai are o conotație, în loc de Hristos, adică e al locului Hristos. Cea de-a doua fiară care iese din pământ, prima iese din mare, și o să vedeți ce înseamnă mare și ce înseamnă fiară, cea de-a doua fiară iese din pământ, care două coarne ca de miel, dar vorbește ca un balaur. Asta înseamnă că are o putere religioasă foarte mare și care domină lumea. Și o să vedem, iubiții mei, frați și surori, cine este cea de-a doua fiară care are putere religioasă. Pentru că anticristul cel mare, când se va ridica el este numit fiară din punct de vedere biblic. Acum, dacă noi ne uităm în Sfânta Scriptură ce înseamnă fiară, apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Ce înseamnă când spune Biblia că fiara s-a ridicat din mare? E vorba la propriu sau la figură? Uitați-vă, dragii mei, ce frumos scrie Biblia despre ceea ce înseamnă mare. De aceea noi n-avem nevoie de înțelepciunea să zicem: Doamne, stai că mă rog acum și Duhul Sfânt ca să vină ca să mă lumineze. E bine să ne rugăm așa, dar trebuie să: Doamne, luminează-mă Tu prin Sfânta Scriptură. Pentru că Biblia spune așa, spunea Mântuitorul: voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Și atunci noi ce trebuie să... Doamne, luminează-mă Tu ca să mă uit în Sfânta Scriptură și să văd învățăturile Tale cu privire la fiară, ce înseamnă fiară și ce înseamnă că se ridică din mare. Uitați-vă, dragii mei, ce înseamnă capitolul 17, mare, versetul 15. Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate și limbi. Asta înseamnă că fiara nu iese din mare la propriu, ci e la figurat, e metaforic. Și asta înseamnă, iubiții mei, că anticristul, fiara care iese din lumea aceasta ca să conducă întreaga lume. Uitați-vă, dragii mei, ca să înțelegem mai bine ceea ce înseamnă fiară. Fiara nu înseamnă ceva cu două coarne hidos din punct de vedere biblic, nici de cum. Ci ideea aceasta că fiara înseamnă, metaforic vorbind, înseamnă că are răutate și înseamnă că vrea să domine lumea prin forță și prin amăgire. Uitați-vă ce înseamnă, iubiții mei, frați și surori, fiară, Daniel, capitolul 7. Să vedeți cât de clară este Biblia și cât de simplă este Biblia și cartea Apocalipsa. Nu este extrem de grea, trebuie numai ca metaforele acestea și simbolismele acestea ca să le dezlușim tot prin Sfânta Scriptură. Nu să venim cu filozofia umană, stai că mă gândesc eu acum, stai că eu am o înțelepciune, mie îmi dă Dumnezeu așa, nu-i rău că ne dă Dumnezeu, dar în momentul în care lăsăm Sfânta Scriptură ca să nu ne mai vorbească ea și începem ca să ne gândim noi, de aceea sunt interpretări, zeci de interpretări, că oamenii s-au gândit ei și au zis ei așa, că libelulele acelea
înseamnă avioane, știți? Așa zice că i-a descoperit Duhul lui Dumnezeu. Nu trebuie ca să gândim așa. Noi trebuie doar să vedem doar în Sfânta Scriptură, să vedem simplitatea și frumusețea Bibliei. Capitolul 7, versetul 2, din Daniel. Daniel a început și a zis: în vederea mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. Vă rog ca să reflectați puțin că este aceeași expresie, Marea cea Mare. Anticristul, fiara, iese din Marea cea Mare. Și uitați-vă că cele patru fiare și patru fiare mari, versetul 3, au ieșit din mare deosebită una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi ca de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-a smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și s-a dat o inimă de om. Prima fiară pe care o vede Daniel înseamnă de fapt, iubiții mei, frați și surori, Imperiul Babilonian. Asta înseamnă că un domnitor, o împărăție s-a ridicat, o fiară care vrea să conducă întreaga lume și în perioada aceea când s-a ridicat în anul 600 înainte de Hristos și în anul 604 a fost prima biruință pe care a avut-o asupra Ierusalimului, că a fost în trei faze, acest imperiu a domnit până în 538, deci prima fiară și prin simbolistica unui leu. Și cea de-a doua fiară, iubiții mei, frați și surori, versetul 5, și iată că a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rană, avea trei coaste în gură, între dinți și a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. Și cea de-a doua fiară reprezintă Imperiul Medo-Persan, adică o altă împărăție care s-a ridicat după împărăția babiloniană și a cucerit întreaga lume. Vedeți ce înseamnă fiarele? Înseamnă o împărăție, un domnitor care se ridică și care controlează întreaga lume. Când Biblia vorbește despre fiara care se ridică din mare, vorbește despre o împărăție, despre un om care vrea să cucerească întreaga lume și în contextul acesta Daniel mai vede cea de-a treia fiară. După aceea m-am uitat deoparte și o altă ca un pardos, o altă fiară ca un pardos care avea pe spate patru aripi, o pasăre, fiară aceasta avea și patru capete, i s-a dat stăpânire. Și această fiară nu este altă fiară decât fiara, iubiții mei, frați și surori, fiara a lui Alexandru Macedon. O altă împărăție care s-a ridicat în anul 330 după Hristos, după ce a desființat Imperiul Medo-Persan, și cea de-a patra fiară, dacă citiți în continuare, este vorba de fiara sau de anticristul sau de cel care o să conducă întreaga lume, care a condus întreaga lume, a fost vorba, iubiții mei, frați și surori, de Imperiul Roman, care a distrus totul. Acum uitați-vă la Daniel, capitolul 7, versetul 17, să vedeți cât de frumos spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Simplu și curat. Fiară nu înseamnă ceva hidos care vine urât așa la tine ca să te sperie. Fiară înseamnă o putere care va guverna întreaga lume. Acum, iubiții mei, frați și surori, fiara aceasta care conduce întreaga lume, anticristul care conduce întreaga lume, vă rog să priviți puțin. Cine îi dă puterea aceasta? Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea lape ca de urs și gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Fiara are nevoie de trei puteri ca să conducă întreaga lume. Primul îi dă balaurul. Balaurul, știți cine este? Este diavolul. Diavolul vrea să conducă întreaga lume, vrea să pună stăpânire pe întreaga lume. De ce vrea diavolul să pună stăpânire pe întreaga lume? Pentru că diavolul, iubiții mei, frați și surori, a vrut ca să se închine înaintea el tot pământul și marea și tot ceea ce exista. Când a venit Mântuitorul pe pământ, i-a zis: închină-te mie. Și atunci el intră într-o persoană care are dorința aceasta să câștige și să domine întreaga lume. Va fi o persoană, va fi un om care se va constitui guvernul mondial. Și în fruntea guvernului mondial se dar legi care să fie împotriva creștinismului și atunci o să ajungem și la la ultimul lucru care înseamnă 666. Și balaurul i-a dat toată puterea. Cine îi mai dă putere? Un om nu poate să conducă singur. Când Biblia spune versetul 1, o fiară cu 10 coarne și 7 capete, ce înseamnă 10 coarne? Vă rog să citiți la capitolul 17 și să vedeți, iubiții mei, versetul 12, ceea ce înseamnă cele 10 coarne. Ea are nevoie de trei puteri, fiara aceasta, anticristul care se ridică. Spuneam că este puterea demonică, satana, și fiara, versetul 12, cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi puterea împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Adică 10 împărați. În perioada aceea nu exista președinți, existau împărați. Și atunci contextualizăm acum, asta înseamnă 10 președinți. O să fie 10 forțe mondiale care se vor uni să
creeze un guvern mondial. Diavolul care lucrează în fiii neascultării, el îi pune pe inimă la acești 10 împărați sau 10 președinți ca să facă un guvern mondial și în fruntea căruia să pună pe anticrist. Ei, în contextul acesta, iubiții mei, frați și surori, anticristul are nevoie de putere spirituală, de diavolul, și are nevoie de putere politică. Dar nu numai atât. Dacă veți citi la capitolul 13, versetul 12, ascultați cum spune, mai are nevoie de o altă putere ca să poată să guverneze lumea. Ea lucra, cea de-a doua fiară, ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorul lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Se săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ. Cea de-a doua fiară trebuie ca să o ajute pe prima fiară ca toți locuitorii pământului să se închine înaintea ei. Cea de-a doua fiară este cea religioasă. Și o să vedeți acum cine este cea religioasă, dar puțin mai târziu. Că avea două coarne ca de miel, dar vorbea ca un balaur. Asta înseamnă că mielul reprezintă pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos în cartea Apocalipsa și în tot restul cărții Bibliei. Acum, iubiții mei, frați și surori, unde va avea sediul prima fiară? Deci sunt două fiare, una e politică și religioasă și a doua este religioasă și politic. O să vorbim despre lucrul acesta. Cine este cea de... prima fiară, unde și are sediul? Zice Biblia așa ceva despre lucrul acesta? Haideți să citim la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Să vedeți cât de clare și simple sunt lucrurile, iubiții mei, frați și surori. Cineva a anticipat și bine a spus, la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Vă rog să citiți împreună cu mine. Versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, venirea, articulat cu articolul hotărât, o singură venire. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos, strângerea noastră la oaltă, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo epistolă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip că nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Vedeți, lepădarea de credință este asociată cu fiul pierzării, cu anticristul. Aceasta înseamnă fiul pierzării. Protivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Uitați-vă, unde se așează? În templul lui Dumnezeu. De ce? Unde a fost templul lui Dumnezeu? A fost la Ierusalim. Acum, dacă bine știți, se urmărește să se reconstruiască templul. Se urmărește, au toate materialele pregătite. Uitați-vă pe YouTube și o să vedeți acolo cum ei declară evreii care nu cred în Iisus Hristos că este Mesia, Salvatorul nostru, ei așteaptă pe cineva care să vină să salveze lumea, care să fie pus în fruntea națiunilor, pentru că în Biblie scrie așa, pentru poporul meu veți fi cap și nu coadă. Și atunci merg pe ideea aceasta a profeției că trebuie să vină un Mesia ca să salveze întreaga lume și să-i ajute pe oameni ca să iasă din criza aceasta. Apropo, criza aceasta nu este o criză adevărată. Este o criză fabricată. Marii magnați ai lumii și-au retras banii din bănci și au stopat împrumuturile și nu s-a mai putut construi și s-a ajuns la un colaps financiar, pentru că marii banchieri ai lumii nu sunt alții decât evreii. Evreii nu cred în Iisus Hristos că este mântuitorul lumii, să știți. Evreii cred că Iisus Hristos este un impostor, un mincinos care a pretins ca și alții, pentru că la evrei au fost mulți care au pretins că sunt într-adevăr Mesia. Ei spuneau, eu sunt Mesia, eu sunt salvatorul pe care îl așteaptă poporul evreu. Și n-a fost numai Iisus Hristos care a pretins aceasta. Și atunci Iisus Hristos este pus în rândul celorlalți mincinoși și falsificatori. Ei bine, iubiții mei, frați și surori, se urmărește să se reconstruiască templul. Și se va reconstrui templul. Și Biblia spune că atunci anticristul se va duce în casa lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Și criza aceasta creează o stare psihologică la oameni extrem de critică. Pentru că în momentul în care va veni cu microchipul, și o să vorbim puțin și despre lucrul acesta, tu nu poți să vin sau să cumperi, tu nu poți ca să fii angajat. Și în momentul acesta, pe fundalul crizei, a neajunsurilor, a tensiunilor și a toate lucrurile acestora care sunt extrem de grave pentru noi, atunci omul zice, păi ce poate să facă? E pe mâna acolo, lasă că eu am credință în inimă, eu iubesc pe Iisus Hristos, nu poate nimeni să-mi ia credința din inimă. Dar nu știu dacă știți că nicolaiții tocmai asta spuneau, că zice Domnul Iisus, eu urăsc învățătura nicolaiților. Dar o să vorbim și despre asta puțin mai târziu. Iubiții mei, se va aduce în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Spuneam că anticrist înseamnă și în loc de Hristos, adică ia locul lui Dumnezeu. Acum, dragii mei, se va duce în templu acolo, mai spune Biblia în alt loc, este alt argument că la Ierusalim va fi anticristul,
Haideți să citim la Apocalipsa, capitolul 11. Iubiții mei, frați și surori, vă rog să deschideți împreună cu mine la versetul 3. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în sac 1260 de zile, care înseamnă exact 42 de luni sau 3 ani și jumătate. Deci în momentul în care vine anticristul, va domni 3 ani și jumătate, când el va controla lumea aceasta și oamenii vor spune pace și liniște și prosperitate, pentru că o să aducă pace și liniște și prosperitate pentru cei nepocăiți. Aceștia sunt cei doi măslini ai celor două sfințe care sunt înaintea Domnului Pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor. Și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Și au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor. Și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. Când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și atenție acum. Și trupurile lor moarte vor zăcea în piața cetății cele mari care au înțeles duhovnicie, se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și Domnul lor. Vedeți, dragii mei, unde a fost răstignit Mântuitorul? La Ierusalim. Și asta înseamnă în felul următor, că cei doi martori vor fi evrei. Acum, cine ar fi acești doi martori? Din punct de vedere teologic, biblic, Biblia spune la Evrei, capitolul 9, versetul 27. Ilie și Enoch, da. De ce? Pentru că la Evrei 9, cu 27, spune așa, fiecărui om este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Conform acestui principiu, care nu are nicio excepție, Ilie și Enoch n-au experimentat moartea fizică. Ei vor fi evrei aceia care vor predica Evanghelia și îl vor predica pe Hristosul adevărat. De aceea spune Biblia că în vremea din urmă evreii se vor întoarce la Dumnezeu, iar ușa neamurilor se va închide. Adică înseamnă că în vremea din urmă, în vremea lui Anticrist, va veni lepădarea de credință. De unde vine lepădarea de credință? De la evanghelici. Adică mulți o să accepte semnul satanei pentru că o să vină predicatori, o să vină învățători, o să vină mari predicatori care o să predice primiți microcipul, pentru că nu e nicio problemă. Și atunci tu zici, păi dacă nu am microcipul acesta, păi eu nu mai pot să mai lucrez, copiii aceștia cu cei hrănesc, eu nu mai pot ca să-mi plătesc impozitul și nu mai pot să mai vând sau ca să mai cumpăr. Și atunci zici, păi credința e aici, uite aici, bate, este Iisus Hristos, pentru că spune, e o tablă ți-o bagă în mână acolo, dar ce mare brânză? Acolo o să ai contul bancar, acolo o să ai cartea de identitate și acolo o să ai cartela aceasta a sănătății. Toate trei într-unul. Dar o să ajungem și la aspectul acesta. Iubiții mei, frați și surori, de aceea în vremea din urmă vor fi doi martori care vor mărturisi despre adevăratul Mesia. Ei vor spune, cel care este acolo în templul lui Dumnezeu nu este Mesia adevărat, Mesia este Iisus Hristos. De aceea spune în Roman, capitolul 11, se vor întoarce la Dumnezeu evreii. Și atunci, iubiții mei, frați, va fi o ușă deschisă pentru evrei să primească Evanghelia și o ușă închisă pentru neamuri că nu se vor mai putea pocăi. Ba mai mult atunci, spune Mântuitorul pe care a citit fratele acel verset, când va veni Fiul Omului pe norii cerului, va găsi el credință pe pământ, pentru că, iubiții mei, va veni lepădarea de credință. Și lepădarea de credință, tocmai aceasta înseamnă că oamenii vor accepta semnul lui Anticrist, pentru că Biblia spune, îi va amăgi, adică îi va păcăli, îi va fenta, să zică, nu e nicio problemă, mergeți înainte. Și acum să vorbim despre Nicolaiți. Nicolaiții, ce învățătură aveau? Interesant că cuvântul acesta este compus din două cuvinte, Nicao, care înseamnă cuceri, și Laos înseamnă lume, în limba greacă. Și învățătura aceasta pătrunde ca să cucerească biserica lui Dumnezeu prin învățătura lumii. Și pătrunde ușor, ușor în cadrul bisericii și oamenii vor deveni amăgiți, pentru că în primul secol biserica s-a confruntat cu învățăturile acestea și învățăturile acestea false vor fi întotdeauna cât va exista biserica, pentru că Biblia spune din mijlocul bisericii se vor ridica învățători mincinoși care vor încerca ca să atragă pe ucenici de partea lor. Și în tot timpul a fost așa, dar în vremea din urmă vor face semne și minuni. Și cu învățături false o să-i păcălească pe credincioși, pe evangheliști ca să primească semnul satanei. 666. Iubiții mei, frați și surori, în contextul acesta, în situația aceasta, vorbim despre ce învățături aveau acești nicolaiți. Ziceau așa, în primul secol și următoarele secole, erau împărați care se ridicau și spuneau în felul următor. Când Ioan a scris cartea aceasta, era Domitian împărat. A domnit 14 ani și Domitian a fost un împărat foarte crud și foarte rău. El a prigonit pe creștini și le-a făcut rău. Exact, Ioan era în insula Patmos, de ce?
Tocmai pentru că era prigoană în vremea aceea. Și atunci învățătura nicolaiților care era? Pentru că Domitian ce zicea? Uite, eu îmi fac un chip acum înalt și acum trebuie să vină toți oamenii din Imperiu să se închine la chipul meu. Și atunci în orașul Efes era un chip al lui Domitian, în alt oraș era chipul lui. Și trebuia ca să treacă toți pe acolo și atunci ce făcea? Cel care era responsabil acolo îi dădea un certificat și semna acolo omul că a venit și s-a închinat la chipul lui Domitian care reprezenta zeu, pe Dumnezeu. Și atunci creștinii ziceau, dar cum să fac așa ceva? Nu e bine, eu am un singur Dumnezeu la care eu mă închin. Ei, în contextul acesta, creștinii refuzau. Și nu puteau ca să mai meargă la muncă, pentru că dacă tu vrei ca să te angajezi, trebuia ca să prezinți acea adeverință precum că tu te-ai închinat la respectivul acela. Ei, învățătura nicolaiților care era? Și așa, băi băiatule, uite care e situația. Dar voi n-aveți minte. Păi tu te duci acolo, ai semnat cu ce? Cu mâna. Mâna face parte din trup și era atunci o învățătură extrem de negativă și rea, spuneau așa, gnosticii, că trupul este parte materială. Tot ce este material putrezește, n-are valoare, numai partea spirituală, sufletul are valoare și atunci tu păcătuiești cu ce? Cu trupul acesta care e parte trupească și materială care se termină totul cu el. El este rău, intrinsec, nu se poate recupera. Ei, în condițiile acestea, spunea ei, tu te duci, ai semnat acolo, ți-ai luat adeverința, tu poți să lucrezi pentru copiii tăi, pentru familia, dar ce, tu n-ai minte? Dacă tu te duci ca să mor pentru Hristos, pentru Dumnezeu, la ce folos? Că toată biserica are nevoie de tine. Și atunci, ei luau aceea, semnau și veneau la biserică. Și uite, noi am semnat, dar noi n-am păcătuit cu inima, că inima e aici, credința aici. Noi nu ne-am lepădat, că acolo trebuia să spui așa, mă lepăd de Hristos. Dacă tu spuneai că ești creștin, trebuia ca să te lepezi în mod public de Hristos și să primești acea adeverință și te lepădai și cu blestem. De aceea spune în Evrei capitolul 6, vai de cei care au călcat în picioarele sângele legământului, pentru aceea nu mai exista nicio șansă de eliberare, pentru că dacă ei îl blestemau pe Hristos în fața altora, de aceea Evrei 6 trebuie interpretat în contextul istoric și cultural al vremii în care s-a scris. Și atunci ei veneau la biserică cu învățătura nicolaiților. Fratelor, păi asta e învățătura, noi trebuie ca să acceptăm. Noi nu ne-am lepădat, noi ne-am lepădat doar cu mâna, dar cu inima tot credincioși suntem. E bine, iubiții mei, frați și surori, Anticristul cel mare va domni la Ierusalim și apropo va fi evreu. Evreii nu o să primească în templu un alt evreu. Un alt om. Va fi evreu. Dar numai că în contextul acela, iubiții mei, frați și surori, mulți evrei vor cunoaște adevărul și se vor întoarce la Dumnezeu. Acum, pentru că timpul meu expiră ușor, ușor, i s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni, 3 ani și jumătate. Pentru că după aceea, știi ce se întâmplă? După 3 ani și jumătate vine mânia lui Dumnezeu peste cei care au primit semnul fiarei. Și o să vedeți de ce. Pentru că timp de 3 ani și jumătate oamenii vor zice pace și liniște pe pământ. 1 Tesalonicen capitolul 5. Pace și liniște, prosperitate, o să aibă oamenii locuri de muncă, cei care primesc semnul fiarei. O să fie o bucurie și o pace așa peste tot pământul. O să guverneze un om lumea. Apropo de guvernul mondial, știți foarte bine că se urmărește guvernul mondial și se urmărește o religie mondială. Și o bancă mondială. Acum vorbim acum de religia mondială, haideți să vedem la versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Deci este nevoie de o altă fiară care are o slujbă religioasă. Acum cine să fie această fiară? Acum, foarte bine. Haideți să vedem la capitolul 17. Să vedeți, dragii mei, cât de clară și simplă este Biblia și ne spune locul unde stă fiara. Ne spune exact locul unde stă fiara. Capitolul 17, versetul 8. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc, aceeași fiară, și are să se ducă la pierzare și locuitorul pământului ale căror numele a fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Păi care cetate este atât de vestită? Nu este cetatea eternă Roma, care a fost construită pe 7 munți, pe 7 dealuri, pe 7 coloane? Ovidiu, marele poet antic, spunea Roma, cetatea mare care stă pe 7 coline.
Augustin spunea că Roma este Babilonul din tâi și Babilonul târziu. E bine, iubiții mei, frați și surori, de ce totuși ar fi Roma? Pentru că dacă citiți la versetul 18, și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste toți împărații pământului. Când vorbim de capitolul 17 și 18, vorbim de cetatea eternă și de sistemul papal, catolic. O să vedeți acolo cât de bogată, cât de luxuriantă este această femeie curvă, dacă vreți, care din termeni biblici înseamnă o religie care nu mai păstrează identitatea adevăratei creștini, adevăratei creștinătăți. E bine, femeia aceasta, dragii mei, este cetatea cea mare, care are stăpânie peste împărații pământului. Nu vedeți că orice președinte al unei țări vrea să viziteze Vaticanul. De ce? Știți de ce? E scop politic. Religia catolică este cea mai mare religie din toată lumea. Are peste 1.500.000 de credincioși. Cele mai bogate țări sunt țările catolice. De ce toți președinții țării și al nostru, ați văzut, mă ducem la Vatican, fiecare și Ponta și așa, și da, toți vor ca să ajungă acolo cu scop politic. Pentru că în fiecare țară există catolici care pot ca să le dea voturi și aici mă pun bine și aici spune așa cuvântul lui Dumnezeu, care are stăpânire peste împărații pământului. Acum, dacă, nu știu dacă ați citit pe internet de vreo lună și ceva în urmă, două, Papa Francis a spus în felul următor, e o declarație a sa, că nu e nicio problemă cu microchipul. Toată lumea trebuie să-l primească, că e foarte bun. Îi ajută pe oameni. Dacă tu ai căzut pe stradă, nu? Dacă tu ai căzut pe stradă și ai leșinat, te duce la spital, dacă ai microchipul introdus, atunci te racordează la sistemul acela, la calculator, și vede exact cartela ta clinică pe care tu o ai. Și atunci vede starea ta, tu chiar dacă ești inconștient, ei pot să vadă situația ta medicală. Acum, cuvântul lui Dumnezeu spune, iubiții mei, frați și surori, că este nevoie de cea de-a doua fiară, sistemul religios, care vrea ca să conducă și care poate să ajute pe prima fiară. Uitați-vă, iubiții mei, frați și surori, că Biblia spune așa, săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să coboare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se uită să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorii pământului să facă icoane fiare care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoane fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți tot cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Am avut două prorocii din astea. N-am crezut prima oară, în urmă vreo 10 ani așa. M-am dus în Italia, am fost la un grup de rugăciune și zice cineva, așa vorbește Domnul, vei muri pentru Hristos. Aia mor pentru Hristos. Într-o țară liberă, cum să mor pentru Hristos? Și vreau să vă spun, iubiții mei, frați și surori, în momentul în care va veni sistemul acesta cu lege dată pentru microchip, Biblia spune mic și mare. Nu știu dacă știți, Uniunea Europeană a dat o lege ca din 2014 toți copiii care se nasc în Uniunea Europeană să primească microchipul ce va fi introdus pe mână. Și vedeți cum se numește Biblia? Mic, de la mic la mare. Spunea Domnul Iisus, o iotă nu va trece până nu se va împlini cuvântul lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim ca cei oameni despre care spunea Domnul Iisus Hristos că era o familie, îmi scapă numele acum, care cunoștea semnele vremurilor. Vedeți, sunt două categorii de credincioși. Bă, pe mine nu mă interesează. Eu sunt cu Iisus Hristos, o l-am pe Dumnezeu în viața mea. Eu cred că ignoranța nu este bună și nu trebuie să caracterizeze pe creștini. Eu vă întreb, la ce ne-a mai fost scris Apocalipsa dacă o ignorăm? Știi ce înseamnă Apocalipsa în limba greacă? Înseamnă descoperire. Adică Dumnezeu a vrut ca să-ți descopere ce urmează ca să vină. Și dacă noi o tratăm așa cu superficialitate, ce păi nu, că asta e carte foarte grea, n-am eu timp de asta. Da, avem timp de Facebook, avem timp de televizor, avem timp de una alta, dar n-avem timp ca să mai studiem Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Și atunci, ce trebuie să fac? Domne, păi în capitolul 1, versetul 3, spune așa, ferice de cine citește cartea aceasta și o înțelege și o împlinește. Păi dacă Dumnezeu spune că ferice va fi de noi, deci nu ne-a dat-o ca o carte ezoterică așa, o înțeleg numai câțiva de ăștia mai luminați. Păi crezi că Dumnezeu a scris Biblia pentru câțiva oameni mai luminați? A scris-o pentru toți oamenii. Amin. Iubiții mei, frați și surori, de ce vor să introducă pe mâna dreaptă sau pe frunte? Acum, dacă bine știți dumneavoastră, microchipul nu poate să reziste în organism decât în două locuri, într-un mod normal. Temperatura corpului este aceeași. Și iubiții mei, frați și surori, s-au făcut studii, cercetări, au cheltuit milioane de dolari. Cel care a descoperit unde se poate implanta microchipul s-a pocăit.
când a văzut lucrarea aceasta că este din partea lui Dumnezeu, s-a pocăit. A zis, eu nu pot ca să mai rămân în starea aceasta și îmi pare rău pentru că am creat acest microchip. Și s-a pocăit. Carl Sanders. Acum, cu microchipul acesta. Zice așa, în momentul în care tu l-ai introdus pe mână, acolo o să ai cartea de identitate. Nu mai ai nevoie de cartea de identitate în buzunar. Ce rost are? Poți să o pierzi, ai văzut, ai pierdut atâtea. N-ar fi mai bine ca tu să o ai în mâna ta? Nu mai poți pierde în veci. Apoi, alt scop, spune ei, va fi cont bancar. De aceea spune Biblia, nu poate să vândă sau să cumpere. Acum, ce se urmărește? Se urmărește să se scoată banii lichizi de pe piață. Dar nu pot ca să le fac așa ușor. Trebuie ca să lucreze psihologic la oameni. Ei, la noi în Italia, dacă tu vrei să cumperi un produs peste 1000 de euro, nu mai poți, că e lege dată. Trebuie să ai carte de credit. Cont bancar. Acum vrea să se dea o lege ca nu poți să cumperi cu bani lichizi dacă ai mai mult de 50 de euro. De ce? Lucrurile trebuie ca să lucreze pas cu pas, pentru că nu pot ca să aduc aceste legi deodată așa, ci lucrează psihologic la mințile oamenilor. Și acum au introdus cărțile de credit, acestea nu sunt rele în ele însele, nici buletinele care au microchipul și nici pașapoartele, să știți că s-au ridicat unii să spună, domne, că cine primește, ăla nu este. Deci noi nu trebuie să divagăm sau să deraiem puțin de la Biblie. Biblia spune, cine primește pe mâna dreaptă sau pe frunte. Acum când o să vină, pentru că s-a făcut atâta tam-tam, nu o să mai creadă oamenii. Că unii au zis că e în buletin, că e în pașaport, că e în card, nu este. Dacă Biblia spune că e pe mâna dreaptă sau pe frunte, noi nu trebuie să rămânem decât la ce? Doar la cele care sunt scrise. Oricine ar zice ce ori zice, noi trebuie să rămânem doar la cele care sunt scrise. Și apoi, dragii mei, va fi acolo contul bancar, te duci la magazin, uitați-vă pe YouTube o reclamă de la IBM. Pentru viitor, future, spun ei. Și spune un tânăr foarte arătos, merge și face cumpărăturile, că se grăbește, ca și tinerii, și iese repede prin cele două bări, nu? Iese repede și vine ăla de securitate și trage repede tichetul ăla și noi toți avem impresia că ăsta a vrut să fure de acolo. Și zice, ia-ți te rog, cum se numește aici? Bonul fiscal, da? Noi spunem scontrin în Italia. Și asta este reclamă pentru viitor. Nu mai ai nevoie ca să mai stai la casă. Dacă tu ai microchipul, direct îți ia banii din cont. Dar care este scopul microchipului? Acum, iubiții mei, scopul microchipului este unul clar. Prin microchip poate să controleze mintea umană. Adică vor să-i facă pe oameni sclavi. Acum, anticristul, fiara aceasta și sistemul ei, ei nu se gândesc că fac lucrarea satanei, să știți. Ei vor ca să domine întreaga lume, ca să-i facă pe oameni sclavi. Prin microchip poate ca să controleze mintea umană. În momentul în care a introdus microchipul în organism, nu e pentru medical, nu e ca să te ajute, nu e nu știu ce. Scopul este unic, atât. Vrea ca să facă pe om sclav. Cine vrea să facă pe un sclav? Diavolul. Diavolul vrea ca să-i facă sclav pe toți oamenii, vrea ca să se supună lui. Vă aduceți aminte că i-a zis Satana lui Iisus Hristos, închină-te mie! Și aici spune că mic și mare, bogat și sărac, se va închina înaintea lui, mic și mare, tare și om slab. Toți se vor închina înaintea lui, cu excepția celor care vor ști adevărul și care nu se vor închina. Pentru că Biblia spune, dragii mei, va amăgi pe mulți, adică îi va păcăli pe mulți. Și cum va păcăli? Păi să vedeți acum, dragii mei. Când vine Satana la Eva, ce zice Satana Evei? Auzi, dacă o să mănânci din pom, o să fii terminat, o să ai dureri la naștere, o să suferi, o să ajungi în iad dacă nu o să te pocăiești, o să ajungi vai de tine. Nu! Ci vine Satana la Eva și ispitește întotdeauna cu lucrurile frumoase, pozitive. Uite-te, nu-i frumos pomul acela? Oare nu-i bun pomul acela? Ia și tu din el și o să vezi că o să fii ca Dumnezeu. O să fie mai bine, o să te descurci mai bine. Și cu microchipul exact acela slogan este: dacă tu ai căzut pe stradă, o să fii mai bine. Dacă ai probleme cu inima, dacă ai probleme cu mâna, dacă ai probleme cu ficatul, imediat poate medicul ca să vadă starea sănătății tale, chiar dacă tu nu ești acolo. El poate ca să-ți vadă toată starea ta a sănătății. Dacă ai probleme cu capul, iar poate să vadă omul orice, știți? Și atunci ei spun așa, domne, te ajută, tu nu-ți dai seama. Apoi are scop de GPS. Păi dacă ți-a furat cineva copilul, păi nu e bine ca tu să știi unde este, ca imediat autoritățile să meargă și să-l prindă pe hoț? Păi nu vedeți că e totul pozitiv și bun? Păi dacă pe tine te-a furat cineva, oare nu e bine ca să fii găsit repede? Și atunci totul e scop
frumos, pozitiv, că te ajută în viața aceasta. Dar scopul este, iubiții mei, frați și surori, să controleze mintea umană. Acum, de ce vor să introducă microchipul? Se va închina mic și mare, bogat și sărac. În momentul în care controlează mintea omului, îi determină pe cei care au primit microchipul să se închine înaintea lui Anticrist. Va face o imagine mare și o să fie transmisă prin satelit. Și atunci toți trebuie să se închine în momentul acesta înaintea marelui Salvator, Mesia, Salvatorul lumii, care a scos lumea din criză, care aduce prosperitate pe pământul acesta. Și atunci, prin controlare prin satelit și prin computer, controlează mintea omului. Asta este singurul scop. N-a zis Satana, închină-te mie. Are dorința aceasta. De ce a fost dat din cer Satana afară, gonit? N-a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Unde stă Dumnezeu în cer? În templu. Moise a făcut templu, nu? După imaginea pe care a văzut-o în cer. Apocalipsa capitolul 5 spune că Dumnezeu stă în templul său și Domnul Iisus vine și așa mai departe și îngerii sunt acolo. Iubiții mei, frați și surori, acestea sunt lucrurile care ne așteaptă. Capitolul 14, și închei cu aceasta, că uitasem să vă spun, că este un predicator acum pe internet care spune: puteți să primiți microchipul american, mare predicator, și spune așa, că cine primește microchipul îi face și reclamă, că acum, dacă știți, în Statele Unite, dacă știți, oamenii pot să primească microchipul de bunăvoie. Se cheamă Obamacare. Asta înseamnă în limba engleză Obama are grijă. Adică omul are grijă. De ce spune 666? Omul a fost creat în ziua a șasea. Și există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 666. Pentru că întotdeauna Satana vrea să limite pe Dumnezeu. Există balaurul, fiara care iese din mare și fiara care iese din adânc. Trei sunt. Sau prorocul mincinos. Altfel spus. Și iubiții mei, frați și surori, în momentul acela, cine primește, uitați ce zice Biblia. Capitolul 14, versetul 10. Și versetul 9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închine cineva fiare și icoanei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat în paharul mâniei lui. Va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinurilor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă, ci ce se închină fiare și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Adică nu-i de joacă. Eu de aceea vă spun, poate nu ne mai vedem, poate nu ne mai vedem. Poate, eu știu, se întâmplă ceva. Dar iubiții mei, frați, atunci Biblia spune ocrotitorul copiilor lui Dumnezeu. Noi avem fiecare un înger păzitor, dar și biserica este păzită de îngerii lui Dumnezeu. În Psalmul 27 spune că cei ce se tem de Dumnezeu vor fi păziți. Îngerii Domnului tăbărăsc în jurul lui. Deci Dumnezeu nu se luptă cu diavolul, că n-are cum, e prea mic, prea slab. Și atunci îngerii, pentru că demonii au fost tot îngeri și ei se luptă între ei. Și când citiți dumneavoastră de la 2 Tesaloniceni, capitolul 2, acolo spune, la 2 Tesaloniceni spune că cel ce stă, deci unii spun că e vorba că biserica stă împotriva ca să nu vină nu știu cine. N-are cum să stea biserica împotriva, este cel, adică este la masculin. Și asta înseamnă, unii spun acum, dacă zice că dacă e la masculin și n-are cum să fie biserica e la feminin, atunci înseamnă că e Duhul Sfânt, că e Duhul Sfânt pe pământ și mai lucrează în credincioși și acolo. Este o interpretare cu totul și cu totul forțată, pentru că nu spune nimic Biblia acolo despre Duhul Sfânt, ci spune despre cel. Și atunci când citim contextul Bibliei, vedem că Mihail este ocrotitorul copiilor lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că el stă împotriva lui. Și vă mai dau un caz din Apocalipsa 12. Cine s-a luptat cu balaurul, cu diavolul? Mihail. Deci nu Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt n-are ce să se lupte, că e prea puternic. Deci n-are cum ca să ducă o luptă. Mihail se luptă, capitolul 12, Mihail s-a luptat cu balaurul și l-a gonit din cer. De aceea eu mai cred un lucru, că după venirea lui Hristos, Domnul nostru, diavolul nu mai are acces în cer cum avea pe timpul lui Iov, când s-a dus acolo în împărăția lui Dumnezeu. Nu mai are acces. Da? Pentru că a fost gonit din cer. Și nu mai are cum ca să mai meargă el acolo. Vă mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze.